Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele, nou Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Etalare pentru... Stați un pic să așez. Pentru luna februarie, aproximativ, dar vă aduc aminte că etalările pot să vibreze câteva luni de zile, chiar și 6 luni, poate chiar și un an de zile. În timp ce am amestecat seria aceasta de cărți, ați primit un mesaj în plus. Loialitate. Este cocorul cu coroană roșie. În cultura asiatică este asimilat sau asociat păsării Phoenix, renaștere, transformare. Tipic semnului scorpionilor, dar nu doar, pentru că până la urmă săgetători, într-un fel, un anumit număr de săgetători, sunt guvernați de scorpion vedic. Adică această dorință de renaștere și de transformare spirituală. Și iar avem un simbol care exprimă transformare, șarpele, creație. În primul și în primul rând, această carte, loialitatea, de fapt, 29, numărul 29 să însemne ceva, loialitate, această carte vă cheamă să vă întrebați și să examinați. Sau mai bine zis, este timpul să examinați și să vă întrebați ce persoane vă sunt loiale. Dacă voi sunteți loiali, dacă voi sunteți stabili și de încredere în deciziile pe care le luați, în promisiunile pe care le faceți. Voi, eventual, alte persoane, da? Dacă sunt de încredere, dacă sunt stabile, dacă sunt loiale. Întrebări pe care ar trebui să vi le puneți în această perioadă, voi și alte persoane. În general, sunteți sfătuiți să începeți sau să continuați relațiile încet. Și să fiți siguri că sunteți pregătiți, sunteți apți să construiți ceva de lungă durată, ceva puternic, o conexiune puternică. Iar sunteți invitați să vă aduceți ce promisiuni v-ați făcut și dacă ați făcut altora și dacă le-ați ținut. Și dacă v-ați ținut cuvântul. Interesant. Ce transmite această carte, da? La capătul setului de cărți, interesant ce mai aveți, în spatele creației, cineva vă urmărește, The Watcher, cineva vă urmărește atent, nu mi se pare o vibrație prea pozitivă. Cineva tace și vă urmărește. Numărul 15 este asociat în tarot diavolului, energie toxică, eventual dependentă, obsedantă, obsesivă. Șarpele și, mai bine zis, creația înseamnă să renunțați la o piele veche, la obiceiuri vechi și să creșteți. Sunt doi șerpi, unul banal și altul auriu. Acela auriu este șarpele Kundalini, trezirea voastră spirituală. Celălalt este viața voastră comună la care ar trebui să renunțați ca să mergeți înspre spiritualitate. Dar, bineînțeles, sunt alegerile personale. Asta, dacă vreți să alegeți o cale spirituală, întrebați-vă, sunteți pregătiți? Ce trebuie să faceți ca să vă țineți de această hotărâre, să fiți loiali acestei alegeri eventual? Dar o să pun cartea. Interesant, s-a deschis la învățătură, Ibisul Sacru, și o să mă amestec o dată. Pentru voi am simțit nevoia să folosesc cărțile mele experimentale. Vedem cu ce mesaje... Sau mai bine zici, ce mesaje veți primi în această lună cu aceste cărți? Doar aceste cărți. Și celelalte două seturi de cărți. Haideți să vedem. Leitmotivul acestei luni, aproximativ, am spus, este etalare pentru februarie, dar se poate manifesta și în perioada următoare, pentru că la nivel universal nu există calendare, da? Clar, punct. Cine așteaptă ca până la sfârșitul lunii februarie să se întâmple eu știu ce evenimente, așteptați mult și bine. Leitmotivul lunii acestei perioade, mai bine zis, perioada aceasta pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, lună, Venus, săgetător. Ah, ce frumos! Super, super calul! Ce putea să fie pentru săgetător decât cai? Vedeți că am și eu inel cu cal, la libertate. Libertate, transformare,
Psihe și Eros, să ascultați e undeva în playlist. Dacă vă face plăcere să ascultați povestea, am spus-o mai de mult timp. Psihe și Eros. Dar vă transformați sufletul și voi și încă cineva. Și încă cineva. Da, uite. N-am inel cu fluturaș. Ar trebui să am un inel cu fluturaș. Bună idee. În continuare, leitmotivul, căprioara, care înseamnă putere, dar e o putere a intuiției, este 11, dar arată foarte bine și a doi roman, dar putea să fie și Marea Preoteasă, ar putea să fie și Justiția. Adică, trebuie să fiți drepți în acțiunile pe care le întreprindeți și această dreptate include, dragii mei, include, fiți atenți, inclusiv libertatea voastră. În aceste acțiuni, sau mai bine zis, aceste acțiuni, trebuie să aibă în vedere și libertatea voastră. Unii dintre voi vreți să ieșiți într-adevăr, că am văzut și creația și eliberarea. Vreți să ieșiți dintr-un mediu. Nu musai toxic, poate pentru unii este toxic, dar pentru alții este banal, obscur, cenușiu. Vreți să intrați într-o dimensiune plină de lumină în care puteți să zburdați, dar nu în sensul acela jucăuș, imatur, ci asumat, să zburdați asumat înspre lumină, înspre zone noi de manifestare. Și pentru asta trebuie să vă urmați intuiția, să vă echilibrați viața. Dacă vorbim de justiție, să fiți corecți cu voi și cu ceilalți. Frumoase cărți. Poate sunteți două persoane, interesant, poate, da, interesant, calul pentru mine energie masculină. Poate că sunteți două persoane. Rămâne de văzut ce apare în etalare. Amândoi puternici. Însă unul dintre voi are nevoie de mai multă mișcare. Asta nu înseamnă că nu este loial celuilalt. Apropo de ce am vorbit mai devreme. Și aici este intuiția și puterea celuilalt de a înțelege. Aici e interesant că cerbul stă pe loc, calul trece prin portaluri, prin spații. Unul are nevoie de mai multă acțiune. Celălalt are nevoie să stea într-o anumită, să stea în sensul că trebuie să fie receptiv la mesajele pe care le primește pe cale intuitivă. Și atunci nu se poate mișca pentru că nu mai poate să primească mesajele, are nevoie de mai multă stabilitate. Dar trebuie să înțelegeți diferențele apropo de justiție și de echilibru. Interesant mesaj. Hai să vedem. La capătul setului de cărți a apărut 3 de spade, dar și 3 de cupe. O dezamăgire, interesant. Și cavalerul de inimi. Ați iubit o persoană frumoasă, puternică. Ați vrut să aveți de-a face cu o nouă relație, în adevăr, spornică, dar ați rămas cu o dezamăgire. Ați rămas cu o dezamăgire. Vedem. Hai să începem etalarea. Soare, lună, Venus, ascendent, Nodul Nord, în Săgetător, februarie 2022. Aceste cărți alunecă, dar... Ce dacă alunecă? Data viitoare o să le fac să nu mai alunece. Asta este o lecție și pentru mine. Central, de fapt nu e regina, acesta este cavalerul de spade, apropo de cavaler de mișcare. E regina de spade, am pus-o eu aici pentru că lipsește cavalerul. Deci cavalerul de spade, interesant cum a venit chiar cartea aceasta, provocare este steaua. Interesant că și la scorpion a venit steaua ca și provocare. Poate aveți acolo planete în scorpion, unii dintre voi. Steaua și cavalerul de spade. Cavalerul de spade
este dorința unora impulsivă de a comunica și de a merge. Probabil că unora vă place viteza sau aveți în sufletul vostru un personaj care îi place viteza, este impulsiv, posibil mai mental decât voi, este element de aer, dar nu musa e zodie de aur, aer, dar este mental, este mental. Provocarea este steaua, distanța, vindecarea, credința, vedem ce alte mesaje vor apare și prin clarificări. În trecut, 3 de bâte, distanță. Dacă e distanță, că sunt două cărți care sugerează distanță între voi și cineva, posibil cealaltă persoană își dorește să vină. Avem și soarele? Nu, vreau să zic calul, dar e și soarele. Înseamnă că este cineva cu speranță, optimist, optimistă, da? Să comunice și să treacă prin niște spații, eventual să vină spre voi. Bănuiesc, rămâne de văzut. În prezent, 4 de cupe. Cam supărați unii dintre voi? Sau poate cealaltă persoană e supărată că a pierdut o ocazie cu voi și le simțiți stările, dacă aveți această energie unii dintre voi, puterea, intuiția, le simțiți stările? Posibil. Vedem ce e acest 4 de cupe. O stare de supărare, de nemulțumire. Ați pierdut ocazia cu cineva, poate, dar e în folosul vostru. În viitor aveți 6 de cupe. E frumos. Poate să fie împăcarea, poate să fie un fost, care vedem ce face fostă, o împăcare cu cineva sau o întâlnire cu un suflet pereche, o întâlnire foarte frumoasă în care vă recunoașteți sufletele, vă bucurați și unul și celălalt, când vă bucurați se bucură și celălalt, când vă întristați se întristează și celălalt. E frumoasă, dar e și grea. Necesită multă vindecare această carte în continuare. Sfatul. Asul de monede, ce frumos! Asul de monede. Trebuie să începeți un nou proiect. Poate că în acest sens apare această carte, libertatea, să ieșiți dintr-un job, să vă duceți înspre alt job sau înspre libertate. Cu alte cuvinte, să fiți independenți. Ce mai frumos pentru un săgetător decât să fie independent? Asul de monede. Vedem. Poate să fie și o nouă relație. Apropo de loialitate, când am discutat prima oară, dacă apare la orizont o posibilă nouă relație, întrebați-vă cât de loial sunteți, pentru că monedele sunt loiale, sunt pe termen lung, construiesc cu răbdare. Pentru asta ai nevoie de fidelitate. Față de promisiunile tale, în primul rând, restul, interesant, exterior asul de spade. În exterior, cineva își dorește să exprime adevărul, poate să exprime un nou început. Își dorește victorie cu voi, vedem ce ar putea să fie acest as. Dacă e de domeniul prezentului, al viitorului sau face parte din trecut. Pentru că văd un cavaler de spade, da? Cineva care vrea să comunice. Voi știți această persoană și vă e dragă. Sau chiar dacă nu știți foarte bine, o intuiți. Intuiți că vine. Vine de la distanță. Da? Poate vine transformată cu acest fluture. Pentru că amândoi sunteți transformați. Vedem. De ce vă este teamă de împărăteasă? Poate să vă fie teamă de o figură maternă. Mama voastră, mama lor, mama copiilor lor, eventual, dacă au copii, o mamă, e o figură maternă. Pentru unii dintre voi, să vă fie teamă de o figură feminină cu calități foarte puternice, da? Că apare puterea. Puterea, justiția, marea preoteasă și împărăteasă. Ar putea să fie aceeași persoană. Și să vă intimideze, nu musai să vă fie teamă, să vă intimideze. Chiar dacă sunteți săgetători, curajoși, depinde unde sunteți. Mai tineri, mai puțin experimentați. E un personaj puternic. Împărăteasa e un personaj puternic. Dar o să clarificăm, să vedem cât își păstrează din putere și cât, și-o afectează prin alte activități. Sau manifestări. Ce vă doriți? Lumea interesant. Să încheiați un capitol.
Probabil acesta care v-a decepționat. Dragă Mura, degeaba te joci, că nu pot să mă joc cu tine. Poate că vă doriți, unii dintre voi văd steaua și lumea iar, distanță și trei de bâte, vă așteptați pe cineva să vină de la distanță. Vă doriți și voi să încheiați un capitol cu cineva și așteptați, intuiți, simțiți că vine cineva de la distanță. Pentru unii dintre voi, dacă reușiți să vă calmați, vă dau mai multe mesaje, vă rog frumos, selectați-le și meditați la fiecare ca la o întrebare. Cum a și spus prima carte, meditați la aceste întrebări, la aceste subiecte, pentru că sunt departamente, subiecte diferite. Nu trebuie musai să creăm un scenariu, da? În aceste etalări lunare. Sunt anumite teme, ca și când eu așa văd acum aceste etalări. Sunt niște teme pentru această lună. Aveți de meditat la șase de cupe, de meditat la impulsivitatea voastră sau altei persoane, de meditat la credință, la vindecare, la creșterea voastră spirituală, doamnelor, sau la energia feminină divină, domnilor, dacă aveți vreo problemă cu așa ceva. Aveți de meditat la niște lucruri care țin de încheieri și începuturi. Apropo de cocor, care am spus că în cultura asiatică înseamnă și Phoenix, renaștere. Vedem. 10 de bâte. Ce reușiți să faceți? În primul și în primul rând, o să clarific, vă eliberați de o situație care este foarte neplăcută, apăsătoare. Posibil că vă eliberați cu eliberarea, da? De acel mediu în care vă consumați. Probabil că ca acest cal care are nevoie de libertate, are nevoie să alerge pe câmpuri, nu să stea într-un grajd. E o comparație, dar care vă ajută să înțelegeți ce înseamnă acest 10 de bâte. Vă consumați cu prea multe responsabilități, prea multe chestiuni care nu, aici este, nu vă permit creșterea, expansiunea. Dar, hai să mai vedem ce mai înseamnă. Da, conflicte. Conflicte mentale. Dar începe să le înțelegeți cu 4 de spade. Pentru că unii dintre voi ori aveți în suflet sau v-a rămas în suflet o persoană impulsivă, cavalerul de spade este impulsiv, da? Care a creat un conflict mental între voi și ei. Poate au fost și jocuri mentale, poate. Din acest motiv, apare 4 de cupe în prezent. Din acest motiv, unii încă sunteți afectați de această poveste, supărați un pic, un pic. Dar dacă reușiți cu 4 de spade să vă puneți mintea în ordine, pentru că acest cavaler de spade v-a cam zăpăcit un pic, un personaj care vine, pleacă, vine, pleacă, dacă reușiți să puneți această energie mentală în ordine și să vindecați, 4 de spade ține de vindecare și aveți și steaua care vorbește de vindecare, posibil veți manifesta un nou început. Că e relație, că este profesional, financiar, vom vedea sau poate veți vedea, doar voi. Interesa Marea Preoteasă, despre care am vorbit aici, da? Marea Preoteasă. Urmați-vă intuiția, da? În această vindecare de conflictele mentale, mai ales provocate de alte persoane, mai nervoase, ascultați-vă intuiția și aceasta vă va duce încet, încet către împărăteasă, o poziție de care probabil nu neapărat că vă e teamă, nu știți în cât timp veți ajunge, dar cu răbdare, apropo de loialitate, cu răbdare, dacă faceți pașii încet și sigur, constant, veți ajunge și la această poziție unii dintre voi, Marea Preoteasă, asul de bâte, interesant. Într-un mod misterios apare o nouă poveste, o nouă pasiune, un nou proiect. Poate să fie proiect la locul de muncă, un proiect care vă place sau dintr-un hobby să faceți o viitoare afacere. Poate să fie acest nou început, asul de spade și asul de bâte, o victorie a cuiva, a voastră, în relație cu cineva. Aveți deja 3 ași.
Bine, asul acesta de bâte se manifestă un pic mai încolo. Mai încolo variază ce înseamnă colo. Colo. Dar în principiu, într-un mod misterios, așa, apare și ceva care vă reaprinde eventual interesul după o perioadă în care v-ați consumat energia, v-ați certat poate chiar cu cineva cu 5 de bâte, sau v-ați jucat care vorbește, care tace, da? Cavalerul de spade de obicei vorbește. Însă, repet, vindecându-vă de aceste două aspecte, eventual și decepția de acum, 3 de spade, 4 de cupe, și ascultându-vă intuiția, veți putea manifesta o nouă energie în voi, un nou chef de viață. Să le las așa sau să le pun la... Hai să le pun, că poate vor să revină. În principiu le-ați reținut. Dacă eu uit, voi le rețineți, da? La capătul setului de cărți, interesant, Regina de spade. Valetul de cupe, doi de spade și regele. Aici sunteți voi, decepționați, iar. Decepționați. Pentru că cineva, eventual, ați fi vrut ca cineva să vă aleagă pe voi, dar probabil această regină de spade a ales altceva. Ori o atitudine imatură, ori un copil, ori... Ideea este că voi aici sunteți decepționați. Cine vă judecă acțiunile nu știe probabil că voi sunteți decepționați. Trei de spade, regele de... Poate e un alt personaj de foc. Iar, posibil și asta. De foc. Nu neapărat zodie. Un personaj pasional. E bine zis totuși. Personaj de foc, pasional, da? Care vă oglindește mai bine. Posibil chiar voi să trebuiască să alegeți între un semn de aer, oarecum imatur emoțional, și un semn de foc. Mai aveți și un semn de apă, dacă vreți. Aveți multe persoane din care trebuie, da? Cred că aveți multe opțiuni, mai bine zis. Aveți multe opțiuni. Hai să vedem totuși la clarificări. Cum se explică aceste cărți mai bine? Clarificăm Cavalerul de spade central pentru săgetători. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade pentru săgetători. E, poate mâine, poi mâine pun adevăratul cavaler, dar deocamdată acesta înlocuiește, dar știu sigur că e cavaler de spade. Pentru că pe regina am văzut-o. Mare, mai, ce mai simt? Dacă ați auzit niște vești, cavalerul de spade sunt niște energii, niște vești neașteptate. Să nu le puneți la suflet. Poate ați spus la suflet niște vești. Repet. Pentru unii. Vedem. Uf! Ce este? Sunteți, iată, regele de cupe. De cupe, de foc. Puteți să fiți voi sau un alt semn, un alt personaj masculin, în mod special masculin, matur, cu multă, multă pasiune față de voi, care vrea, își dorește foarte, foarte mult să vină spre voi și să comunice cu voi. Dar uitați-vă la el ce determinat este. Nu doar că este aprins de atâta pasiune, dar este roșu. Este regele roșu. Regele roșu și regele verde. Aici este regele roșu. Regele roșu. Dacă știți voi că un alt personaj matur care vă cam urmărește, simțiți că e atracție între voi, interesant să opri la nebun, ar vrea să o ia de la zero acest. Ori sunteți voi, repet, doritor să vă regăsiți libertatea, dar e o dorință impulsivă, așadar temperați-vă un pic ca să știți ce creați. Că nu vă aruncați ca săgetătorii, ca vărsătorii, da? Ambele zodii foarte impulsive,
Nu vă aruncați înainte să știți calea, condițiile, da? Carul acesta nu se aruncă de nebun înainte. Vede, anticipează, simte, adulmecă. Așadar, dacă vreți să o luați de la zero, temperați-vă un pic, cum a spus prima carte, temperați-vă, întrebați-vă, sunteți dispuși să vă asumați această promisiune vouă, că sunteți pregătiți să începeți ceva de la zero, să continuați, da, pe termen lung? Vedeți. Dacă e altă persoană, persoana aceasta, simțiți, o simțiți, e în sufletul vostru, are multă pasiune, multă atracție, e atractiv în general, dar se uită la voi și își dorește comunicarea foarte rapid. Ar dori să vină, rămâne de văzut în cât timp vine, pentru că una e ce dorește și alta e ce reușește. Posibil să fie la distanță, pentru că văd lumea și mai văd alte cărți. Hai să vedem. Steaua, provocare. Steaua înseamnă vindecare, înseamnă temperanță. Este o luptă între minte și inimă în aceste de cărți, steaua. Trebuie să fiți undeva între. Și între înseamnă să comunicați asumat, pentru că prin comunicare manifestați. Unii dintre voi aveți în suflet o relație foarte profundă spirituală, dar în cap aveți o relație foarte pasională. Posibil să fie două persoane diferite sau să fie două posibilități de manifestare cu același personaj. În cap vă este gândul mai degrabă la pasiune, dar în suflet știți că e legătură spirituală foarte profundă. Sau poate sunt ei, așa vă văd ei. În fine, vedem. Steaua. Steaua poate să fie și un personaj strălucitor, mai greu de atins pentru că este persoană publică, dar este și vindecarea voastră, este destinul vostru. Destinul vostru este să faceți pace între cele două tendințe spirituale și, evident, foarte fizice. Pentru că ăsta este centaurul, da? Jumate. Cal, jumate om. Clarificăm steaua pentru săgetător. Care e provocarea? Ce multe cărți! A picat una mai specială. Eu o iau pe aceea. Ce multe cărți au venit. Acesta m-a plăcut, până că sunt prea multe. Imediat! 9 de cupe. 9 de cupe. Aici este vindecați-vă și iubiți-vă pe voi. Mai ales, doamnelor, dacă încă aveți să de învățat ce înseamnă această dragoste față de voi. Din acest motiv vă este teamă de împărăteasă, că nu știți în cât timp, dar trebuie să fiți loial acestei acțiuni personale. Trebuie să fiți loiali vouă. Ați ales să vă iubiți, înțelegeți ce înseamnă. Interesant că 9 de cupe n-a venit în poziție normală, e pe orizontal, sunteți în proces, da? Vă eliberați de ceva neplăcut, de decepții și mergeți către 9 de cupe. Poate că cineva, iar o persoană importantă, specială, veți trăi și veți vedea, speră la voi. Probabil că v-ați separat la un moment dat, dar a rămas, ia uitați ce interesant, a rămas atracția. Are cineva o viziune specială. Împăratul, interesant, își dorește o nouă dragoste. Posibil bărbatul vostru divin, dar voi sunteți aici, în poziția împărăteasă, în poziția fricii. Femeia divină încă este nemanifestată pentru unii dintre voi. Într-o formă sau alta. Ori vă impresionează, vă intimidează, ori ca și femei nu ați manifestat-o unele dintre voi. Unele, nu toate. Dar e magnetism între voi și perechea voastră divină. Care perechea divină? O să o cunoașteți în cazul în care n-ați cunoscut-o. Magnetism este, viziune este, dragoste, dorința de a începe ceva nou este. Și determinare. Clarificăm 3 de bâte în trecut. 3 de bâte sunteți chiar voi. Poate că în ultima vreme vreți să fiți optimiști, chiar dacă uneori vă mai vizitează. Vedeți cărțile?
Vă mai vizitează tristețea, nostalgia, poate să fie o senzație de dor, de nostalgie în prezent, dar voi știți că așteptați, de fapt, în ultima vreme, așteptați să vină alte corăbii, da? Eliberarea de un trecut care v-a ținut pe loc vă va aduce mai aproape, eventual îi va atrage și pe ei. Poate că cealaltă persoană trebuie să se elibereze, să treacă peste niște spații, că e o distanță, da? Trei de bute, steaua, lumea. Pentru unii mai mică, pentru alții mai mare, bă, chiar foarte mare, chiar granițe, multe granițe, trei de bâte. Deci, trei de bâte pentru săgetători în trecut. Primul și în primul rând, în ultima vreme, încercați să fiți, da, sunteți în proces de transformare, de vindecare, încercați să fiți mai optimiști. Trei de bâte. Și să priviți partea plină a paharului, eventual. Chiar dacă uneori mai vă ia așa câte o lacrimă, câte o tristețe. Haide. Trei de bâte pentru săgetători, fel frumos. Luna. De fapt, nu e luna, este visul. Și marele preot. Marele preot e o persoană importantă, ori căsătorită, ori un profesor, ori un profesor, ori o persoană care are un job foarte important. Pentru unii dintre voi ați visat, visați. Visați la acest personaj. Pentru alții poate visați la un profesor spiritual să vină, așteptați, intuiți, apropo de intuiție. Intuiți că cineva va intra în viața voastră. Un mare preot, o mare preoteasă, evident. Un personaj care, un profesor care vă va învăța foarte multe. Sunt două mesaje, le puteți lua pe amândouă. Ați și visat. Ați sperat, cu alte cuvinte, la cineva care era căsătorit, avea niște responsabilități, poate că face parte din acea decepție. Dar, pentru alții, în ultima vreme, chiar de când, incluzând mesajul anterior, în ultima vreme, manifestați și niște vise. Oricineva de la distanță vă visează, visează că veți fi căsătoriți, visați că sunt, vă visați viitorul soț? Interesant. Poate că unii aveți această capacitate, depinde unde aveți, dacă aveți planete în semne de apă, probabil. Luna, visul. Vă conectați, faceți călătorie astrale. Apropo, pentru că și asta îmi sugerează călătorie astrală, pentru unii care aveți aceste capacități. Dacă aveți planete în semne de apă, planete sau puncte importante, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu, poate că la distanță cineva speră, vă visează că sunteți împreună într-un contract spiritual, apropo de legătură spirituală, da? Și atracție. Poate să fie una și aceeași persoană și atrasă, dar cu care și comunicați sufletesc, aveți o comunicare sufletească puternică, telepatică și ar ieși aici luna. Da? Puteți să visați. Ei, voi. Și la capătul setului de cărți, apa de reciprocitate, soare și magnetism. Soare, bărbatul divin, îndrăgostiți, da? Regina de cupe, este o dragoste, o visați, o anticipați, știți că odată ce a scăpat de energia negativă, ceva se va manifesta. Clarificăm patru de cupe în prezent. Interesant, unii aveți sau ați avut, nu știu, urmează, ați avut, e în trecut, dar știți că la nivel universal trecutul poate să fie chiar acum. E un vis. Un vis pe care l-ați avut se va manifesta în luna mai. Da, se va manifesta în luna mai. Așa vine mesajul, așa îl transmit. Clarificăm. Uf, patru de cupe.
5. Sunt multe cărți. Interesant. Hai să le las, că mai sunt destule cărți. 4 de cupe. Provocarea în acest moment este să vă iubiți pe voi și să nu stați în decepții. Da? E o provocare să separați emoțional. Faceți curățenie, apropo de stea de vindecare, curățenie. Și se vede că vă străduiți. Se vede că vă străduiți. Posibil această decepție să... Posibil, nu pentru toți. Să aibă legătură cu unul din cele două persoane, cavalerul de spade sau regele de foc, îi zic. Da? Deci dacă reușiți să vă ordonați, să zic, să vă selectați emoțiile, să vă le selectați sentimentele pe care vreți să le dezvoltați față de cineva și față de voi, veți putea manifesta 9 de cupe, 6 de cupe, împăcare, dacă vreți, sau împăcare cu voi. Eventual, un alt suflet pereche care vă înțelege. Haideți să vedem 4 de cupe, ce înseamnă? Da? 9 de spade, am zis, zona asta acride, 3 de cupe și 9 de spade, griji pentru o decepție. Pentru asta trebuie să munciți. Să munciți, să vă echilibrați taiciul, energia. Vedeți cărțile? Hai că se văd. Nu trebuie să se vadă mâna mea, cât cărțile. Așa. Da? Trebuie să munciți să ieșiți din stres, din 9 de spade. Trebuie să munciți, să construiți cărămidă cu cărămidă, să vă reconstruiți, dragii mei, armonia, taiciul, yin și yang, da? Femeia divină și bărbatul divin, din voi, ca să puteți atrage oameni echilibrați, să puteți atrage oportunități, asul de monede care vă aduc succes. Da? Și odată ce începe să manifestați acest taici într-o altă formă, adică taici, de fapt, energie echilibrată, schimbați energia, roata norocului. Schimbați energia și vă urmați, începe să vă urmați intuiția, energia feminină. Deja ridicați vărul unor secrete, unor frici și faceți lumină în sufletul vostru. Vă refaceți încrederea în voi. Eu acum citesc din cărțile făcute de mine, nu doar din ceea ce înseamnă lună în general. Și veți manifesta și odată ce vă deschideți sufletul, sufletul vindecat. Și nu doar că vă deschideți, vă echilibrați, e tai chi aici, da? Yin și yang, alb și negru. Repet, schimbați energia și începe să manifestați o energie feminină. Puteți să fiți aici, doamnelor, foarte masculine și impulsive. Și atunci aveți niște lucruri de învățat, da? Aveți niște lucruri de învățat. Și schimbându-vă energia, dar trebuie să munciți, repet, să ieșiți din 9 de spade, începe să intuiți că asul de cupe e chiar aici. Asul de cupe reprezentând vindecarea voastră și o nouă dragoste. E aici. E aici. În preajma voastră. Și aici nu înseamnă că puteți să puneți cu mâna pe acel as de cupe, dar puteți simți. Dragostea se simte, nu trebuie să o ții în mână ca pe monede, da? Clarificăm 6 de cupe în viitor. Pentru săgetători, 6 de cupe. Interesant ce simt. Cu visul și cu luna, pentru că și visul are o lună, da? Odată ce vă echilibrați energia, începe să manifestați visul acela. E un vis al vostru. Poate este foarte vechi. Poate e nou. Variază. Dar în primul și în primul rând începe să vă descoperiți niște abilități
Dar nu le puteți manifesta în nouă de spade, în griji, în stres. Nu le puteți manifesta în într-o stare de plictiseală. Într-un mediu banal. Nu, nu se pot manifesta unde. Am văzut și ea să o decupe. Tot apare. E undeva în subtil. Plutește în aer. Faetonul. Ori vine cineva, un suflet pereche, faetonul vine, merge către stea. Dacă voi începe să manifestați steaua, cineva vine spre voi. Faetonul vine spre stea. Faetonul vine de la distanță. Aveți cărți care reprezintă distanță, drum. Faetonul vine de la distanță. Dacă voi manifestați steaua, cineva va vedea lumina voastră, va simți, nu trebuie să fiți unul lângă celălalt și va veni spre voi. Un suflet pereche dintr-o altă viață, un suflet din copilărie, variază. Va veni înspre voi, faetonul. De altă parte și voi, vă eliberați de un trecut neplăcut și mergeți înspre vindecarea voastră, da? Înspre vindecarea voastră. Ia uite, alegeți temperanța. Între confuzie, un suflet pereche v-a creat confuzii, dar vindecați-vă și alegeți echilibru. Da? Să fiți voi în echilibru. Tai Chi, Yin și Yang. Hai să vedem asul de monede ce înseamnă. Și ce îmi place la acest faeton pe care eu l-am ales și eu l-am făcut, sunt două persoane, da? Două persoane care merg înspre steaua, deci steaua lor personală și o stea comună. Misiunea personală, dar și misiunea comună. Interesant. Ce-mi place să citesc din cărțile mele? Asul de monede, sfat. Asul de monede, sfat. Pentru săgetători. Haide, un sfat. Ah, sunt multe, sunt foarte multe. Hai, mai încercăm. Dar am văzut și îndrăgostiții. Ia. Emoții, interesant. Emoții. Și regele de monede. Posibil cineva are emoții. Are emoții foarte profunde față de voi. Foarte profunde. Un ocean de emoții. Aici sunteți voi, doamnelor sau domnilor, eventual. Dar, doamnelor, semn de foc, da. Poate n-aveți părul roșu, musai. Dar vă aprindeți în preajmă. Acest personaj vă va aprinde sau vă aprinde. Este un potențial de o nouă relație cu cineva. Persoană foarte emoțională, foarte sensibilă, care vrea să se poarte frumos cu voi. Simte că echilibrați și își dorește o relație de lungă durată. Dar hai să mai vedem. Văd și regele de monede. Ia ce mai este? Trei de spade și îndrăgostiții. Ce înseamnă trei de spade aici? Ce înseamnă trei de spade? În primul și în primul rând, în aceste de cărți, trei de spade înseamnă să mergeți către adevăr. Am pus, eu am creat și vă explic ce am creat, da? Am pus asul de spade sus, da? Și două energii care, unul a mințit, celălalt s-a păcălit, s-a autosabotat pentru că a crezut în, să zic, în cineva care n-a fost corect, da? Și atunci, sfatul este să vă ascultați, să vă vindecați emoțiile și să mergeți către adevăr și să manifestați ceva nou. Dar mai vreau o carte, totuși. Ce acest trei de spade? Vă și explic cum am făcut cărțile, cum le-am gândit.
Și trei în aceste de cărți, aici, partea de sus, în poziția aceasta normală, trei este în lumină, celălalt este în întuneric. Și atunci, mergeți către, trei înseamnă comunicare spirituală, ca să vă vindecați de întuneric. Întuneric înseamnă și lipsa înțelegerii, comunicare nepotrivită, greșit înțeleasă. Dar dăm o carte pentru trei de spade. Poate că cineva vrea să manifeste, pentru că văd și asul de spade în exterior. Posibil cineva a ales să iasă din umbră, din, aș spune neadevăr, ca să nu spun minciună, neadevăr. Și își dorește să vină spre voi să creeze ceva de lungă durată. Da, interesant că aici este și asul de spade, vedeți? Aici este asul de spade și aici exterior. Posibil această persoană din exterior, dar mai vreau o carte totuși, trei de spade, ca și sfat. Cinci de monede. Ori se simte abandonată, ori v-a abandonat pe voi. Da, vrea să o ia de la zero. Interesant. Unde am mai văzut? La cavalerul de spade, parcă am văzut, sau la regele de foc. Vrea să o ia de la zero. Zero. Da? Posibil pentru unii să vină cineva, pentru că trei înseamnă comunicare, să o ia de la, vrea să o ia de la zero și să creeze asul de monede și asul de cupe. O nouă, e împăratul, interesant, partenerul vostru divin. Pentru unii, chiar dacă nu ați suferit lângă acest personaj se simte singur cât timp nu sunteți împreună. Cu alte cuvinte, dacă este un suflet perechi care vă simte suferința, suferă. Când sunteți bucuroși, se bucură. Ceva se întâmplă. Acum, trecând doar la un mesaj strict personal, ridicați-vă deasupra apelor și începeți ceva de la zero. Un proiect, ceva. Care vă poate aduce stabilitate. Pentru că unii dintre voi aveți niște probleme financiare. Trebuie să, 5 și cu 1, 6, să vă echilibrați, financiar, și acest echilibru financiar vă echilibrează și emoțional și vă ajută să vă creați, adevărul vostru. Asta înseamnă să vă vindecați de decepțiile pe care le-ați experimentat, tocmai probabil pentru că n-ați avut o direcție anume, unii dintre voi, bine definită. Și asta include și vindecarea voastră. Dar, repet, vindecarea voastră atrage împăratul, atrage bărbatul divin. Însă, concentrarea este pe latura reală. Vedeți cărțile, măi? Pe asul de monede. Ia. Vedeți aici cărțile? Vorbesc fără să vedeți cărțile. Da? Aici. Aici vorbeam, da? Sfatul. Să am grijă cum pun. Deci trebuie să luați și voi de la zero. Măcar financiar, profesional. Clarificăm asul de spade în exterior, influența exterioară asul de spade. Decepțiile pe care le-ați experimentat în preajma cuiva vă creează emoții negative. Și cu emoții negative nu poți să creezi ceva stabil. Așadar, trebuie să schimbați, cinci înseamnă schimbare.
să schimbați situația prin manifestarea unei noi direcții, unui nou proiect, a unui nou job, a un nou hobby, ceva nou, care vă poate aduce stabilitate. Clarificăm asul de spade. Am zis, poate și cineva să vină să ia de la zero cu voi, dar deocamdată am zis și la nivel personal, care e atitudinea. Și voi vedeți cine este, cine va fi și cum îi veți primi. Însă nu văd nicio carte care sugerează respingere. Ar putea să fie un personaj nou, pentru că văd zero și as, da? Clarificăm asul de spade. Ah, spre multe. Doi de monede, nouă de monede și eremitul. Eremitul și turnul. O separare de cineva a adus tăcere. Probabil că această separare și tăcere îi fac pe ei să lupte pentru independența lor, pentru eliberare de ceva, de o construcție. Își doresc să fie independenți ca să poată să vină și să manifeste în adevăr ceva cu voi. Ar putea să fie același personaj. Dar poate să fie un alt personaj independent, care are de ales între independența sa și opțiunea lor personală, mentală, de a se echilibra lângă voi printr-o nouă relație, colaborare, ce ar putea să fie. Da, atracție este, se dorește, ține foarte mult la voi, pentru că există mult atracție și ar dori să ofere reciprocitate. Veți trăi și veți vedea. Eu vă rog să nu vă ambalați acum când ascultați o etalare care descrie un viitor. Voi nu aveți acum cum să știți viitorul. Aici sunt niște date care vă ajută să-l recunoașteți. Dacă le veți reține și le veți asculta. Clarificăm împărăteasa. De ce vă este teamă de împărăteasa sau de ce este în poziția fricilor împărăteasa? Șase de monede. Vă este teamă că nu veți primi atât cât oferiți. Că nu veți avea parte de reciprocitate. Când unii dintre voi, apropo de bani, că avem aici 5 și cu 1, 6, vă este teamă că nu vă veți echilibra financiar și nu veți merge către abundență. Dar depinde de voi. Dacă o luați de la 0, înseamnă că ardeți. Da? Aici este un Phoenix. Ardeți, dezamăgirile, dezechilibrele, sentimentul de abandon, ardeți. Da? Și manifestați ceva nou. Nu vedeți, într-adevăr, nu vedeți, este riscant. Dar trebuie să simțiți. Din acest motiv, vi se zice în prezent, că ar trebui să vă echilibrați, dar să munciți. 8 de monede, să munciți. 8 și cu 1 vă aduce independența. Și atunci, voi fiind independenți, atrageți oameni independenți. Voi fiind puternici, atrageți oameni puternici. Pentru că pentru mine 9 de monede e o persoană care inspiră. Da? Clarificăm lumea pentru săgetători. Sper că vă plac etalările astea. Clarificăm lumea. Și primiți mesajele, nu știu, cu respect și cum se cuvine. Clarificăm lumea, poziția dorințelor, lumea. Unii dintre voi poate sunteți chemați să dansați. Vă face bine, pentru că este o formă de mișcare și de meditație. Și de îmbunătățirea a stării voastre, apropo de 4 de cupe. Unii dintre voi încă mai sunteți supărați. Vă echilibrați energia când dansați. Și schimbați. Schimbați și echilibrați. De fapt, Tai Chi este un exercițiu care include mișcarea în meditație. Poate că ar trebui să căutați o formă de spiritualitate prin mișcare
eu practic, voi puteți să vă găsiți pe a voastră. Clarificăm lumea. Da, renunțați la, dați cu piciorul la un suflet pereche și îmbrățișați alt suflet pereche. Astfel de pute, interesant. O nouă pasiune, o nouă atracție, poate să fie un nou proiect. Vă doriți să încheiați capitolul cu ceva, cu cineva? La distanță, poate vreți să mergeți peste hotare și să începeți ceva nou. Posibil și asta. Îndrăgostiți-i. Foc, aici sunteți voi. Înconjurați de flacăra voastră geamănă. Ia vedem o carte pe asul de bâte și lumea. Poate că cineva a zis, vine de la distanță, faetonul merge către stea, ambele reprezintă distanța și lumea. Toate cele trei reprezintă distanța. Poate că cineva vine de la distanță și vă oferă această posibilitate să manifestați ceva creativ, ceva frumos cu ei. Vă dau energie, într-un fel sau altul. Mai dăm o carte pe acest invocare, interesant. Dacă vreți să îi atrageți, atrageți-i că puteți. Aveți Marea Preoteasă. Dar trebuie să vă echilibrați energia. Nu invocați, dragii mei, mare, mare grijă. Nu invocați nimic și pe nimeni în starea aceasta de stres. Niciodată, never ever. Never ever. Trebuie să fiți, sau în patru de cupe, da? Când invocați, când vreți să atrageți înspre voi ceva, se dorește că, bănuiesc că vreți să fiți benefici, da? să fie pozitiv acel ceva, trebuie să fiți în echilibru, da? Roata norocului, iar. Dacă sunteți în 9 de spade, vă atrageți 9 de spade. Dacă sunteți în tai chi, în echilibru, vă atrageți, ia uite ce, lună, lună, intuiție, energie feminină, divină, da? De care unora încă vă este teamă, pentru că probabil a fost afectată, poate a fost afectată energia feminină. Dar interesant, la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, vă vindecați de un mental poate prea stresat, aer, 9 de spade. E bine, e bine. Hai să vedem 10 de bâte. Vocea, aer. Ascultați-vă vocea interioară. Oricineva vă vorbește, interesant. Interesant. Poate veți primi niște, da, poate veți primi un telefon, voice call. De la cineva, pe calea aerului, da? Voice call, pe telefon, care vrea să renunțe la această apăsare. Apăsarea fiind distanța dintre voi, în primul rând, niște situații neexprimate, nerezolvate, nevindecate. Ascultați-vă vocea interioară. Interesant. Nu știu dacă împreună, dacă persoana aceasta face muzică, dacă voi faceți muzică, dar împreună puteți să creați cântecul vostru, muzica voastră. Adică, cu alte cuvinte, proiectul vostru creativ. Poate ține de muzică, de dans, nu știu, dar în mod special de spiritualitate. Pentru că în cărțile mele eu am sugerat colaborarea cu flacăra geamănă, ca să vă spun, să știți, și ar putea să fie pentru unii chiar flacăra geamănă. Pentru, mare grijă, pentru că există flăcări geamene false. Mare grijă. Și chiar și cei mai experimentați se pot păcăli în aceste relații. Așadar, fiți deschiși, echilibrați-vă energia ca să vă conectați la intuiție. Să vă refaceți energia, plexul solar, să manifeste adevărul, încredere și să se ridice vălul acesta care a fost deasupra sau pe chipul vostru, pe ochii voștri, pe vederea voastră, da? Și să aveți, să vedeți. Unde e lumina în suferință și unde este o posibilă greșeală în lumină sau în ce sens greșeală, un posibil disconfort în lumină. Pentru că lucrurile trebuie să fie în echilibru. Nu putem să fim în exces. Da? Da, există eliberare. Există putere, cineva își face putere, își urmează intuiția, vrea să facă echilibru, să facă dreptate și se pare că veți avea parte de niște evenimente interesante, de niște noi începuturi, pe mai multe paliere din partea mai multor persoane.
Persoane care au fost separate de voi, au fost în tăcere, vor să aleagă adevărul, comunicarea. De-aia am zis, pentru unii sunt două suflete. Două suflete. Ambele foarte importante vouă, dar ca să știți ce să alegeți, încă n-am văzut alegeri luna aceasta, dar vor fi alegeri, dar ca să știți ce să alegeți, în primul și în primul rând trebuie în această perioadă să renunțați la, să vă echilibrați mintea și tendințele fizice, pasiunea, da, impulsivitatea, ca să vă vindecați, ca să creșteți spiritual, ca să vă iubiți. Nu? A venit nouă de cupe orizontal. Sunteți în proces. Unele dintre voi care lucrați de mai mult timp și chiar în această lucrare de creștere spirituală ați trecut printr-o tentație, printr-o experiență negativă, vă redresați. Vă redresați. Și este bine. Și știți ce să invocați. Știți ce să faceți. Asta e bine. Vă ascultați vocea interioară. Dar, repet, pentru unii, această voce poate să fie comunicarea cu cineva. Comunicare frumoasă, muzicală, plăcută. Și oricine poate fi. Nu trebuie să fie o poveste de amor? Nu? Poate cineva vă invită să colaborați într-o direcție. Iar, variază. Dar, veți trăi și veți vedea, nu vă mai ambalați când ascultați o etalare care, în principiu, descrie un viitor. Nici măcar, nu e obligatoriu să se manifeste în februarie, se poate manifesta în martie, în aprilie, în mai, anumite lucruri. Vă doresc dragoste. Stați, nu plecați. Nu plecați. Cineva vă iubește și vrea să fie persoană stabilă în viața voastră. Mesaj pentru săgetători. Soarele meu, Venus, ascendentul din ordin săgetător. Un mesaj. O floricică frumoasă cu un mesaj frumos pentru săgetători. Vă rugăm frumos, dragii mei. Ghii spirituali. Am niște ghizi atât de minunați. Gloxinia. Ce zice? Ce frumos! Dragoste la prima vedere înseamnă că acest personaj care s-a îndrăgostit de voi sau voi v-ați îndrăgostit de el și un spirit mândru, liber și mândru, calul este liber și mândru, puternic. Oho! Deci nu știți, nu știți. Încă nu știți, e surpriză. Și asta cum e ce? Sweet pea? Ce? Fasole dulce? Posibil, parcă seamănă cu florile de fasole. Ce zice? Blissful pleasure. Plăceri încântătoare, cum se zicea. Dar ce zice? Urmați-vă starea de bine, da? Și universul va deschide noi uși, da? Urmați-vă starea de bine, adică ieșiți din patru de cupe în prezent, pentru că dacă e o vibrație care vine din trecut, ieșiți, că aveți timp toată luna, vine și vin și îndrăgostiți, da? Ieșiți. Intrați într-o stare de bine, de echilibru. Deci, urmați-vă starea de bine și universul va deschide noi uși unde, ce zice? Unde nu sunt ziduri, ce frumos. Unde nu sunt ziduri, nu sunt blocaje. Apropo de 10 de... Nu vă consumați încercând să le treceți. E liber. Asta înseamnă că nu sunt ziduri, e libertate. Frumos. Și aici ce zice? Dragoste la prima vedere. Poate voi vă îndrăgostiți la prima vedere că apare asul. Atrageți, dacă încheiați capitolul, da? atrageți, fără, adică unii că știți, alții că nu știți, o nouă pasiune. Mamă, când te-am văzut, am îndrăgostit. Și tu ai zâmbit pentru că ai știut. Vai, ce frumos e! Ce drăguț! Mai, dragoste vă doresc. Pace, creștere spirituală, numai bine!